Un nou invitat pe care îl avem în această seară alături de noi este un alt prieten vechi și bun. Este o persoană care se ocupă de investiții într-un mod extrem de sistematic, extrem de constant, de așezat și cu experiență de ani buni. Este vorba de Rareș Mihăilă. Salutare, Rareș! Salutare, bună seara tuturor și mulțumesc pentru invitație. Noi mulțumim că ești alături de noi și la Money Days în weekend cu o prezentare extrem de interesantă. Nu o să-i dau acum numele, te lăsăm pe tine când va veni momentul să ne spui despre ce va fi vorba și în seara aceasta este o plăcere imensă să discutăm din nou într-o audiență atât de numeroasă. Din nou suntem full house, din păcate. Să vedem următorul speaker dacă va putea să se conecteze. Este cam greu având în vedere că am ajuns la numărul maxim de persoane pentru acest Zoom, la 500 de persoane. Rareș, traversăm o perioadă foarte ciudată. Dacă anul trecut eram cu toții speriați de războiul care începuse foarte aproape de granițele noastre, de inflația care creștea, de blocajele din lanțul de aprovizionare, tot felul de lucruri. Iată că anul ăsta nu s-au schimbat prea multe. În continuare, inflația este mare, dar pare a fi ușor în descreștere. În continuare, războiul continuă la granițele noastre, dar pare să se fi stabilizat oarecum. Deși, Doamne ferește, ce se întâmplă acolo, cu siguranță nu dorim nimănui să treacă printr-o asemenea catastrofă umanitară. Și totuși avem oarecum un aer de optimism sau din contră avem un aer de și mai mare pesimism că ceva rău urmează să se întâmple. Ne așteptăm poate la o recesiune economică, dacă e să ne uităm după părerile analiștilor, după statisticile care urmează după inversarea curbei dobânzilor. Ce părere ai despre mediul acesta în care ne aflăm la momentul actual? Uitându-mă peste rezultatele financiare care au fost publicate la BVB acum la trimestrul întâi, îți spun sincer că eu atât de multe surprize pozitive și rezultate peste așteptări n-am văzut de când mă ocup îndeaproape de bursă. Pare că, uite, multe companii listate la BVB au reușit să se adapteze contextului acesta destul de dificil și să raporteze rezultate peste așteptări. Inflația, așa cum spuneai și tu, pare că dă semne de încetinire, dar chiar am extras înainte să intru live, am extras câteva date de la analiștii Erste Research, care spun că în 2022 am avut o inflație medie, deci inflație medie 13,7%, în 2023 vom avea o inflație medie de 10,7%. La finalul anului 2023, analiștii se așteaptă la o inflație de 7,5%, inflația la final de an. Acum, astăzi, la 16:35, din ce văd, cei de la profit.ro au publicat un articol în care spune că Banca Națională a României se așteaptă la creșterea presiunii pe salarii și spuneau de o inflație undeva la 7,1 sau ceva de genul acesta pentru finalul anului. Deci ei pare că sunt ceva mai optimiști. În orice caz, inflația va încetini în acest an și la final de an, comparat cu finalul anului trecut, când am avut o inflație foarte mare, lucrurile vor arăta mai bine. În ceea ce privește dobânda cheie, și ăsta e un aspect important la care ar trebui să fim atenți, din ce văd analiștii de la Erste Research, estimează că și anul viitor, în trimestrul 1 2024, BNR-ul va menține dobânda cheie la 7%. Și legat de recesiune și creștere economică, se pare că anul acesta vom avea o creștere reală economică de 2,1% și anul viitor se așteaptă la 4,2%. Deci lucrurile nu arată catastrofal. Inflația dă semne de încetinire, pare că vom avea și o, de anul viitor creșterea economică va fi ceva mai puternică.
Nu mi se pare că sunt elemente prăpăstioase momentan și ar fi cazul să ne panicăm. Dar ce se întâmplă cu veniturile? Eu am văzut niște statistici în care realitatea este că mulți oameni se plâng de veniturile lor, mai ales datorită creșterii prețurilor, și e normal să se întâmple așa. Pe de altă parte, însă, statisticile arată că în ultimul an veniturile românilor au crescut în medie, repet, în medie, undeva cam cu 14%, 14-15%. Păi, într-un an în care inflația a ajuns la un maxim de 17%, impresia mea este că veniturile românilor au cam ținut pasul cu inflația. Deci, dacă e să o luăm strict din punct de vedere cifre, n-am avea un motiv atât de semnificativ să ne plângem. Bine, noi românii suntem specialiști în a ne plânge. Nu trebuie să avem neapărat un motiv real de a ne plânge, nu? Avem toate motivele din lume, că e prea joi, că e prea soare sau că e prea nor. Dar sunt anumite categorii, uite, care au reușit creștere bună a veniturilor, dar sunt într-adevăr și multe categorii, uite, care n-au primit creștere salariare, motivul pentru care profesorii probabil sunt în grevă în perioada asta și cred că e perfect îndreptățită acea grevă. Mi se pare că a venit cam târziu, dar asta e părerea mea. Și mai vedeam discuții legate de cursul de schimb. Și aici, în ultima perioadă, am observat o creștere a cursului euro față de leu. Părerea mea că nu va depăși 5 lei, pentru că lăsând cursul să scape de sub control, BNR-ul va avea problemă în a gestiona din nou inflația. Și ținta BNR-ului să reducă inflația, dacă lasă cursul prea liber, să depășească 5 lei sau să avem o creștere accelerată a cursului, atunci vor avea din nou o problemă reală cu inflația, pentru că știm cu toții multe prețuri la noi în România sunt corelate cumva cu euro. Și dacă cursul scapă de sub control, din nou vom avea presiuni inflaționiste puternice. Și nu asta își dorește BNR-ul. Cred că va lăsa ușor cursul să crească, după care va interveni pentru a-l stăpâni. Da, vom vedea ce se va întâmpla în perioada următoare. Uite, avem observații din partea participanților noștri foarte diferite. Unii spun că nu au avut de ani de zile nicio creștere a salariului în lei, alții spun că li s-a dublat, deci diferențe foarte mari, e normal să fie așa, într-adevăr. Finanțele personale, până la urmă, sunt o chestiune, cum îi spune numele personală, depind foarte mult de la individ la individ și tocmai de asta vin în sprijinul acestei psihologii practice care ne ajută pe noi personal să ne îmbunătățim situația, să ne îmbunătățim viața și așa mai departe. Bun, deci stabilim că unii poate au mai mulți bani la dispoziție, alții nu, alții poate au, din păcate, și mai puțin bani la dispoziție. În această perioadă, totuși, statisticile arată că gradul de economisire a populației a scăzut, deci economiile pe care ei le au la bănci au scăzut, dar totuși continuă să, într-un procent mult mai mic ca înainte, ca în anul 2020-2021, economiile lor continuă să crească puțin, puțin de la an la an. Ce idee ai avea tu, Rareș, pentru economiile lor din punct de vedere investiții? Ai putea să vii cu o variantă? Ei, pentru cei care sunt acum la început de drum, cred că un prim pas pe care îl pot face pentru a intra în universul acesta în investițiilor la bursă este să înceapă cu titlurile de stat. Periodic, Ministerul Finanțelor vine cu emisiuni de titluri de stat. Avem două tipuri de titluri de stat în care un investitor individual își poate investi banii. Sunt cele tezauri, care, din păcate, nu sunt listate la bursă. Pot fi achiziționate prin intermediul poștei sau chiar pe site-ul Ministerului Finanțelor. Din câte știu, la un moment dat au implementat și o posibilitate de achiziție online. Dar acestea au dezavantajul că dacă ai nevoie de bani mai repede, sunt mai dificil de lichidat,
Și pentru cei care vor să facă un prim pas în domeniul investițiilor și să iau un pic contactul cu bursa, sunt aceste titluri de stat Fidelis, care se pot achiziționa prin intermediul unui cont la o companie de brokeraj autorizată din România. Și aceste titluri de stat Fidelis pot fi lichidate înainte de maturitate și îți păstrezi dobânda acumulată până la momentul deținerii față de depozitele bancare unde dobânda se pierde și au și dobânzi destul de avantajoase. La un moment dat parcă era undeva la 7,7% dobânda în lei neimpozabilă, ceea ce e iarăși un avantaj foarte important. Da, dar unii spun, iată că titlurile de stat nu acoperă rata de inflație. Ce afacere asta? În momentul acesta când avem o inflație uriașă de 10, cum am avut anul trecut, de 17%, este imposibil de găsit un instrument financiar care să fie sigur garantat sau garantat, uite, de stat, cum e, sunt titlurile de stat, care să-ți aducă un câștig sigur de peste 17% sau de peste 12%. Nu vei găsi așa ceva. Și atunci ce poți să faci este mai degrabă să îți protejezi cât de cât capitalul, adică să nu pierzi 17%, pierzi poate 10% sau pierzi 3%. Dar nu vei găsi un instrument financiar care să-ți aducă câștig garantat de 12%, 15% sau ceva de genul acesta. Din păcate nu s-a inventat. Dacă îl inventează cineva, să ne spună și nouă că suntem mari amatori de câștiguri de 15% sau 17%, cu siguranță ne îngrămădim cu toții. Așa e. Din păcate există această problemă. Există, de fapt, două probleme. Problema randamentului, dar și problema riscului. Da? Da. Există a treia problemă care este legată de orizontul de timp. Dragilor, haideți să facem un mic exercițiu logic. Să presupunem că ne transbordăm în momentul decembrie 2023. Da? Ce se întâmplă? Inflația se calculează pe perioada anului care a trecut, inflația anuală. Deci ea, cât este la momentul acesta 14%, se referă la anul care a trecut. Dobânzile la instrumentele cu venit fix privesc viitorul, perioada care va urma. Deci nu este foarte corect să compari mere cu pere, să compari ceva din trecut cu ceva din viitor, pentru că nu este în mod necesar echivalent. Uite, dacă... Da, și uite, dacă vom avea aceste titluri de stat, să zicem, Fidelis, care se vor... următoarea emisiune de titluri de stat va fi undeva în iulie, din ce am înțeles, cu dobânzi, să zicem, dacă vin din nou cu 7,7%, și cumperi aceste titluri de stat cu orizont de 3 ani sau 5 ani, dacă se emit și așa cu orizont atât de lung, și anul acesta avem la final, să zicem, o inflație de 7,4 sau 7,1, cât zice, deja ai un câștig mic, dar și uite, dacă vorbim de anul viitor, când inflația este... Exact. Da. Inflația a fost de 11,23%. Da, deci tu ai impresia că într-o lume în care inflația este peste 11%, să cumperi un titlu de stat cu dobândă de, nu știu, 7,5%, pierzi din start 4%. E adevărat, dar nu e foarte corect. Pentru că trebuie comparat această dobândă de 7,1% cu ce o să se întâmple în decembrie 2023, în mai 2024, în mai 2025, astfel încât pe o medie de 3 ani de zile să vezi. Bun, nu o să ai niște câștiguri semnificative, dar titlurile de stat pe termen mediu și lung sunt create, sunt construite, astfel încât să aibă riscuri aproape 0, 1, și deci siguranță practic maximă și ca randament să acopere inflația, eventual să aducă un mic procent, adică nu un procent întreg, o mică fracțiune de procent peste. Ele sunt dedicate pentru cei care vor să păstreze banii, nu să-i înmulțească cu adevărat. Da? Da, deci sunt asta un instrument bun pentru conservarea capitalului, exact. Și îți oferă, uite, un prim contact cu bursa. Și de acolo te poți uita și către alte instrumente. Și
Eu sunt mai degrabă focusat pe Bursa de Valori București, sunt concentrat pe tot ce înseamnă companii listate la Bursa de Valori București și aici veți găsi, desigur, uite, și companii care au politică de dividend stabilă și din profiturile înregistrate în anul anterior puteți avea posibilitatea de a câștiga și dividende din profiturile acestor companii mature cu care au și o politică de dividend stabilă. Cam care ar fi o variantă rezonabilă de dividend la o companie matură în România? Păi, aproximativ. Da, no, anul acesta randamentele dividendelor au mai scăzut pentru că au fost și câteva companii, de exemplu băncile, care n-au distribuit dividende. Un top 10 emitenți au avut un randament mediu de 7,5% și pe primii și pe toți emitenții cuprinși în indicele BET, BK, randamentul e aproape 5%. Wow, deci companii care dau în mod uzual peste 5 sau chiar 6% dividende. Da. Deci anul acesta și anul acesta, da, e dividendele au mai scăzut, au fost ani în care randamentul mediu cred că se apropia, depășea 8%, undeva 8-9%. Păi au fost ani de genul acesta. Doar randamentul ăsta al dividendului, cu tot respectul, acoperă o inflație medie, ca să zic, pe o perioadă de 5-6 ani. Da, păi la Bursa de Valori București mereu au fost companii plătitoare de dividende grase, să zic așa, pentru că avem foarte multe companii listate în care statul este acționar majoritar și statul, pentru a-și mai astupa găurile bugetare, a cerut mereu dividende destul de generoase de la companiile în care este acționar majoritar. Și de aici și randamentele acestea mari ale dividendelor. Dar pe lângă randamentul dividendului trebuie să ne mai uităm și la ce se întâmplă cu prețul acțiunilor. Deci n-am vrea ca în fiecare an să primim dividende și prețul să scadă de la an la an și valoarea deținerii noastre să tot scadă. Ce se întâmplă cu un indice bursier, știu și eu cum este indicele BET-TR sau așa mai departe, pe termen lung, pe ultimii 5, ultimii 10 ani? Păi, randamentele au fost destul de bune în ultimii ani. Am avut, ia să vedem că aveam la un moment dat randamentul cu tot cu dividende, am avut randamente de peste 10% în ultimii ani și la BVB avem momentan în componența indicelui BET undeva la 20 de companii. Anul acesta, dacă ne uităm de la începutul anului, randamentul indicelui BET Total Return cu tot cu dividende este de 7,4%, deci am avut un an destul de bun până acum, însă randamentul de anul trecut, din câte mi-aduc aminte, a fost unul negativ, pentru că am avut o surpriză negativă la finalul anului, când statul a venit cu diverse ordonanțe de urgență care a dat peste cap bursa. Dar în ultimii ani știu că au fost randamente destul de bune. Acum nu am datele, poate mă ajustă un pic, Dan. Te ajut eu un pic, mie îmi place chestia asta cu graficile, zice că o imagine valorează câte 1000 de cuvinte. Am aici un instrument care se numește ETF-ul BET, TVB ETF, este un fond de investiții care investește în toate companiile aflate în indicele BET, care reinvestește dividendele, deci de fapt investește într-un indice asemănător cu BET-TR, Total Return. Deci dividendele sunt reinvestite și care grupează toate aceste companii. Avem graficul lui din 2015, acest ETF. Iată că în 2015 avea o valoare de 6, și ceva. Am avea graficul și mai din urmă, însă, din păcate, indicele BET-TR a apărut de-abia în 2014, acest ETF există din 2012, a fost lansat la 5 lei bucata, da?
Uitați-vă puțin, dragilor, cum evoluează el, sigur că are mișcări sus-jos, fără nicio problemă, are momente de corecție, de scădere, 2016, da, după aia 2017, după aia 2019. Cu toate acestea, în scările astea în care el crește și scade, de fiecare dată a reușit să depășească maximele, chiar și maximele din 2020. Uite cât de mare a fost scăderea în timpul pandemiei, a fost o scădere de vreo, nu știu, 25% sau cât a fost, 30%. Important este că valoarea lui și-a revenit și după anul 2022, care a fost un an greu pentru investiții, iată că acum suntem foarte aproape de a atinge noi maxime. Nu am atins încă noi maxime, dar suntem foarte aproape de a atins, și anume undeva 18,83, suntem aproape de o valoare de 19. Păi, dați-mi voie între... să vă dau un sfat. Cum este să investești în anul 2012 în ceva ce costă 5 lei și după 11 ani, în 2023, acel ceva să valoreze aproape de 4 ori mai mult? Nu fac reclamă, nu dau sfaturi de investiții, dar pur și simplu este un exemplu. În perioada 2009-2018, randamentul anual, randament mediu anual pentru investițiile la BVB a fost undeva la 17%. Deci între 2009-2018. Date mai noi, din păcate, nu am momentan, dar a fost un randament foarte bun, ajutat și tot și de aceste dividende destul de mari. Dar momentan consider că la Bursa de Valori București încă avem companii destul de ieftine și merită luate în considerare Bursa de Valori București pentru un investitor la început de drum, cu un portofoliu compus. Uite, aveți la Bursa de Valori București și titlurile astea de stat despre care am discutat anterior și companii plătitoare de dividende. Este și posibilitatea de a investi în aur. Dacă mai găsiți, poate și niște obligațiuni corporative care în perioada asta sunt ceva mai riscante, dar vor veni și vremuri mai bune, se poate construi un portofoliu destul de diversificat care să vă asigure randamente bune pe o perioadă îndelungată de timp. Ok. Ce părere ai despre etapa... Mă rog, etapa următoare. Ne-am lămurit ce a fost, asta este realitatea. Pentru cei care sunt nemulțumiți de randamentele în lei, că ar trebui corelate cu inflația, n-am nicio problemă, sigur ar trebui corelate. Dar cum ar fi, de exemplu, să schimbăm aceste randamente în euro? Da? De ce? Pentru că în fiecare an cursul valutar, cursul leu, leul a pierdut circa 1,52% pe an. Și dacă am încercat să transformăm aceste randamente de care vorbea Rareș, da, acel 17% în euro, ar însemna undeva pe la 15% în euro. Deci nu este nicio problemă să nu aveți încredere în moneda națională. Fiecare este absolut liber și, de fapt, și sfatul meu este să ne facem un portofoliu diversificat în care să avem și instrumente de la Bursa de Valori București, dar și instrumente din străinătate. Și putem transforma dobânzile, dividendele, le putem transforma în euro. Da? Și atunci vom vedea că nici chiar acele dividende medii de 6% sau cât erau ele în lei, transformându-le în euro și obținând undeva pe la 4-4,5% în euro, nu ajung deloc la niște valori neinteresante. Cei care cunosc bursele din străinătate știu că străinătate dividendele sunt undeva pe la 2%, poate chiar sub 2%, poate puțin peste 2%. Rar există instrumente care să dea dividende, instrumente serioase, mă refer, care să dea dividende de peste 2% în mod constant, an de an. Există câteva companii, se cheamă dividendaristocrați, dar poate nu este cadrul cel mai bun în care să vorbim despre ele. Deci, Rareș, întrebarea era, am văzut cum a fost trecutul. Ce părere ai despre viitor? Dacă ne așteaptă o recesiune, dacă merită să investim în anumite companii din Bursa de Valori București sau știu și eu, într-un coș de companii, ce părere ai?
Părerea mea că e o perioadă foarte bună să încep să investești la bursă. Rezultatele pe trimestrul întâi, după cum vă spuneam, au oferit surprize foarte plăcute de la multe companii mari cunoscute. Am primit rezultate peste așteptări. Urmează lunile iunie, iulie, corecțiile ex-dividend pentru câteva companii din indicele BET, care ar putea duce prețurile chiar mai jos. Poate vor fi un investitor care vor dori să mai marcheze din profituri, să pregătească cash-ul pentru listarea hidroelectrică și uite așa, prețurile ar putea ajunge poate chiar și mai jos, în ciuda unor rezultate financiare bune. Și consider că aceste corecții, împreună cu rezultatele financiare bune și perspectivele bune ale unor companii listate la BVB, le pot transforma în niște oportunități extraordinare pentru investitorii care au răbdare, 6 luni, 12 luni sau poate chiar mai mult. Deci, la BVB încă văd destul de multe oportunități și avem tot mai multe companii listate și pe piața aero din diverse sectoare de activitate, sectorul de securitate cibernetică, chiar sectorul de energie verde sau companii care activează pe sectorul acesta de energie verde, companii din sectorul IT. Deci bursa de la București a devenit destul de dinamică și încă oferă oportunități bune pentru investitorii care au un mindset de investitor, nu doar se laudă că sunt investitori și doresc câștiguri rapide. La prima corecție, da, de ce a scăzut? Da, de ce nu crește? Că eu am cumpărat, ar trebui să crească. Știi? Asta deci, e ironia cumpărătorului care în clipa în care a făcut click a văzut că deja prețul începe să scadă. Zice, aoleu, ce am făcut? Am greșit. Deci pentru cei care au răbdare și doresc să intre în universul acesta bursier, consider că e un moment bun. Și scăderea inflației în următoarele 6-12 luni, consider că va ajuta destul de mult companiile, pentru că presiunile inflaționiste vor duce la scăderea acestor presiuni inflaționiste vor duce la scăderea cheltuielilor și implicit la o îmbunătățire a marjelor de profitabilitate. Și asta va aduce implicit la profituri mai mari și dividende mai bune anul viitor. Și chiar și în contextul acesta cu presiuni inflaționiste destul de ridicate, au fost o serie de companii care au reușit să-și îmbunătățească marjele. Imaginați-vă ce rezultate bune vor aporta acele companii pe măsură ce inflația va scădea și acele marje care s-au îmbunătățit ușor în 2022 vor deveni marje și mai bune în 2023-2024 mai departe. Deci sunt o serie de companii care chiar s-au descurcat bine și în condițiile acestea. Și pentru că ne apropiem de finalul discuției noastre de astăzi, ai putea să ai... Ne punem cu toții întrebări apropo de sectorul energetic, sectorul energiei verde, mai ales care ne place mai în această perioadă. Știm cu toții că se pregătește o surpriză la BVB, dacă ai putea să ne spui despre ce este vorba. Da, este vorba de listarea hidroelectrică, care este cel mai așteptat IPO de mulți ani de zile se discută despre acest IPO și este compania care va ajuta Bursa de Valori București să facă pasul în sfârșit la statutul de piață emergentă. Conform ultimelor zvonuri, IPO hidroelectrica va avea loc undeva la jumătatea lunii iunie și va avea o rundă dedicată și micilor investitori individuali, așa cum suntem noi aici în acest webinar. Se vorbește și de eventualitatea unui discount pentru primele zile de subscriere în cadrul IPO-ului, deci asta va face cu atât mai interesantă oferta hidroelectrica. Astfel de discounturi au mai existat, scuze că te întrerup, și la alte listări în trecut. Da, au mai existat și la, cred că la Digi, la Purcari, dacă nu mă înșel, au mai fost. Că a fost chiar bătaie, țin minte că în perioadele alea, nu știu, era 10% discountul sau ceva de genul. Nu știu dacă a fost chiar așa mare, undeva la 7%, 5-7%. Și oamenii se înghesuiau să-și deschidă cont la brokeri, pentru că auziseră că se pot face 7% așa instant în câteva zile, și brokerii nu mai făceau față să deschidă conturi noi
pentru că oamenii vreau să beneficieze de această oportunitate. Da, și se zvonește că ar fi și un astfel de discount oferit în primele zile, așadar s-ar putea ca oferta să fie cu atât mai atractivă. Cu siguranță vom afla toate detaliile IPO-ului atunci când va apărea prospectul de listare. Este o companie destul de interesantă, o companie din sectorul energetic. Deși am avut acum un eșec al IPO-ului AgriCover, consider că IPO-ul Hidroelectrica nu este deloc în pericol. Vorbim de cu tot o altă companie, cu tot o altă dimensiuni și politică de dividend și cu tot o alt specific al business-ului. Și s-ar putea ca eșecul acesta al AgriCover să fie chiar cauzat și de așteptările acestea pentru IPO-ul Hidroelectrica. Rezultatele publicate de companie pentru trimestrul întâi iarăși au fost foarte bune. Au fost de genul surpriză pozitivă despre care discutam anterior, pentru că, deși anul trecut guvernul a impus o serie de taxe și impozite pe sectorul energetic, care teoretic ar fi trebuit să afecteze profitabilitatea companiilor din acest sector, uite că rezultatele Hidroelectrica care au fost publicate pe trimestrul întâi arată mai degrabă o creștere a profitului. Compania anunța venituri în creștere cu 37% și un profit net în creștere cu 34%. Așadar, bugetul publicat sau bugetul Hidroelectrica sau toate estimările pe care le aveam până acum date de analiști legate de finalul anului 2023, cred că au fost date peste cap de aceste rezultate financiare bune publicate. Compania este un plătitor gras de dividende, deci va fi cu atât mai căutată de micii investitori de retail și cred că va fi un interes destul de crescut. Acum, după ce intră la tranzacționare, vom vedea cum evoluează prețul. Este greu de făcut o estimare, dar vă voi prezenta câteva pattern-uri pe care le-am observat odată ce acțiunile debutează la tranzacționare și cum să beneficiați de acele pattern-uri. În prezentarea mea de la Money Days de sâmbătă vă voi prezenta toate detaliile care sunt momentan publice despre această listare. Rareș, te văd puțin că zâmbești pentru că tu știi că au existat companii care au scăzut puțin după ce au fost listate la bursă, deci oarecum oamenii s-au bătut să participe în IPO, dar așa este, alții da. Care au avut răbdare. Sigur, altele au crescut, deci de-abia așteptăm să vedem prezentarea ta de la Money Days, pentru că va veni cu date extrem, extrem de utile. Fac și o observație legată de această Hidroelectrica. Dragilor, chiar dacă se dă discount pentru noi, investitorii de retail, haideți să nu ne îngrămădim cu toți banii posibil, și ca și cum era o vorbă, zicea la copacul lăudat să nu te duci cu sacul. Pentru că, în general, cererea este atât de mare la aceste acțiuni, încât se depășește, de multe ori se depășește gradul maxim de acțiuni alocate. Și atunci există ceea ce se numește o cotă de alocare. Cu alte cuvinte, dacă s-au subscris de 5 ori mai multe acțiuni, atunci fiecare participant nu va cumpăra acțiuni de întreaga sumă subscrisă, ci va cumpăra de o cincime din acea sumă, 20%. Da? 20% din banii respectivi se vor transforma în acțiuni la prețul respectiv și restul de bani se vor înapoia, se vor debloca în contul de la broker. Da? Deci gândiți-vă că s-ar putea întâmpla și așa ceva și haideți să nu încercăm neapărat să facem niște profituri mari într-un interval de timp scurt, pentru că asta se numește gambling, sunt jocuri de noroc și nu funcționează, însă ce poate să vă spună Rareș este ceva ce funcționează pe termen lung și astea sunt investițiile constante, așezate, programate într-un portofoliu diversificat, investiții de care se ocupă și Rareș de multă vreme. Și ești mulțumit de ele, Rareș? Da, este ceea ce mi se potrivește mie, investițiile active, adică analiza companiilor și identificarea celor companii care sunt subevaluate
și ar putea avea o performanță bună în următoarele 6, 12 luni sau mai departe. Și asta ar trebui să se vadă, la asta ar trebui să se uite și investitorii care doresc să participe la IPO Hidroelectrica, nu un câștig de 5%, ci un câștig mai mare într-un termen mai îndelungat de timp. Adică unde ar putea fi această companie, ce profituri ar putea raporta Hidroelectrica în 2023, 2024 sau mai departe, ce dividende ar putea distribui această companie anul viitor. Că dividendele de anul ăsta nu le vom primi noi, le va primi fondul proprietatea, vom discuta despre toate aceste lucruri la webinar sâmbătă, dar cam ce dividende aș putea primi anul viitor dacă cumpăr acum Hidroelectrica. Super! Mulțumim mult, Rareș! Dacă doriți să-l vedeți pe Rareș la Money Days 2023 și sunt convins că prezentarea lui va fi excelentă, cel puțin ca cele din anii trecuți, când eu recunosc, am stat numai ochi și ureți când vorbea despre, pentru că vorbea despre subiecte care mă interesau și am beneficiat de această ocazie de a lua informații gratuit de la Rareș. Mulțumesc mult, Rareș! Puteți folosi codul lui de reducere, codul lui de reducere este Rareș și vă oferă o reducere de 100 de lei la oricare din pachet. Mulțumim mult, Rareș, și de-abia așteptăm să ne vedem.